Zilnic, la nivelul județului Prahova, sunt emise mesaje ro alert de avertizare a populației după ce este semnalată prezența unui urs. Speriați, dar și sătui să asiste pasiv cum urșii le intră în curs sau case și fac pagube, oamenii amenință că își vor face singuri dreptate. Specialiștii avertizează însă nu numai asupra faptului că localnicii își pun viața în pericol, dar riscă și despăgubiri pentru uciderea unui exemplar de urs de 40.000 de euro. Președintele executiv al Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, AGVPS, Mugurel Drăgănescu, consideră că atacurile urșilor s-au înmulțit din cauza suprapopulării acestei specii, el pledând pentru vânătoare de prevenție și exploatarea sustenabilă a acestei resurse naturale, despre care se spune că este regenerabilă. Ursul trebuie să se împuște din toate clasele de vârstă, ursul trebuie să se împuște până la urmă din ambele sexe. Cred că nimeni nu o să împuște o ursoaică care are pui, dar dimorfismul sexual între mascul și femelă este foarte greu de diferențiat. Vânătoarea se poate face din toate clasele de vârstă, se poate face prin metoda la goană și la goană nu se poate selecționa exemplarul foarte mare, a declarat președintele executiv al AGVPS, Mugurel Drăgănescu. Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Câmpina, Ploiești, Suran și Tătaru sunt doar câteva dintre localitățile terorizate de urși și cum împușcarea se face doar în cazuri excepționale, relocarea e o variantă folosită de autorități. Nu este însă o soluție pentru prezența urșilor, ci asta pentru că toate zonele sunt suprapopulate. În urmă cu mai mulți ani, populația de urși era gestionată riguros. Se făcea evaluarea urșilor în fiecare an de către pasnicii de vânătoare și se împușcau masculii mari și dominanți. În ultimii ani, odată cu interzicerea vânătorii la urs, numărul exemplarelor a crescut constant. În lipsa hranei, mulți dintre ei au devenit urși gunoieri. Din păcate, pericolul este unul mare pentru om, mai ales în cazul apariției unei ursoaice cu pui, femela devenind repede agresivă.